Și Valimacio ce a zis? Eu l-am aburit imediat. A mușcat momeala. Bravo, Paprico, bine lucrat. Asta e partea cea mai frumoasă. Cei mai aburitori dintre oameni sunt cei mai ușor de aburit. La noi, la ordei, dacă l-ai pus la aburit puțin, e bun de mincat. M-am uitat peste gard în cimitir și am crucit. Vadimacio, locotenent, au săpat 7 ore în continuu. A scris chestii pe momente evreiești, a furat mobila și termopane din cavoul lui Cataramă și a vărsat o lacrimă de crocodil la mormântul lui Zelea Codrean. Ioi, ce oameni sensibili! Mie Vadimacio mi se pare hoios! Dacă ordei ar avea drept de vot, l-ar vota, că e Dilimacio, Dilimacio Vadimacio! Degeaba nu votează Ardei, cepele și morcove, dar au drept de vot o grămadă de pătlăgele, verze și alte murături. Ca să nu mai vorbim de animal, curcan, oi, șoreci, boi și mai ales bizoni. Toți sunt ai mei, în afară de bizon. Eu îi ar pe toți aici în bucătărie. Bun. Ocum, cu ce vrei să-l mai intoxic pe Vadimacio? La asta mă gândesc acum. În serviciile secrete există o vorbă. Unde a mers o intoxicare, mai merge cel puțin încă una. Abia aștept, abia aștept. Gata, am găsit. Vadimacio, ești mâncat. Spune-mi repede, fă-mă să rid. Cred că o să te fac să vomiți. Uite ce facem. Luăm o porție de gulaș. Igen, igen, gulaș. Când a mai rămas o tonă după nunta asta penibil. Gulaș, începe bine, mă bag și eu la combinația asta, că doar sunt ordei. Las gulașul la căldură să se strice, dar să se strice nu așa, să se impute rău. Prind un șoarece sau un șobolan, îl belesc și adaug la împuțitenie. Șobolan, o șobolanu! Îmi storc ciorapii în combinație, arunc un praf de detergent ca să-i dau aroma aerului de munte, apoi drec totul cu un muș de tare ca să nu se simte mirosurile. Înainte să vomit, spune-mi și mie ce poțește Vadimacio dacă menincă grozăvie. Nimic, dar trebuie să intoxicăm cumva, nu? Vadimacio, Dilimacio, voi de capul tău! Băi, Wolf, n-am rezolvat nimic, am pierdut tempo. Ce Aușescu ăsta nu e de găsit nicăieri? Parcă ar fi intrat în pământ, băi. Naturally, în pământ, în pământ, dar cât de adânc în pământ? Bă, normativul spune 2 metri. Hai să zicem că au mai săpat 1 metru ca să fie siguri. Hai încă 1 metru pentru placa de beton turnat de peste. Hai încă 1 metru de respect pentru că a fost șef de stat. Dar câți dracu de metri? La ce adâncime am ajuns? 84 de metri. Am trecut de prima pânză freatică, poluată ca apa de canal. Am trecut de a doua pânză. Asta era apă potabilă. Două naibii de apă. Che Guevara, neanicu, vreo urmă ceva? La 84 de metri am dat de pânza freatică de apă termală. M-am operit așa de rău, încât mi-au fiert bocanci de piele, a trebuit să renunț. Dă-i dracu, bă, de bocanci, cât de adânc l-au îngropat, domne, pe bietul om. Păi ce se mai spun, deja a început să se miroase a petrol. Dacă mai săpam încă 10 metri, dădeam de ftiței. Ne apucam de afaceri cu petrol, scăpam de râși. Să n-audă petrol. Saddam a avut petrol și l-a ajutat cu ceva? N-ai. Mai rău, a pățit-o. Păi îl atacau americanii dacă s-au ocupat de cultiva roșii. Americanii și roșiile. Poate bulgarii, că i-ați cu castraveții. Mein Führer, iartă-mă că insist. Dar dacă am săpat unde nu trebuie. Poate că l-au îngropat la 2 metri ca pe oameni, dar în alte parte, sub alte cruce. Unde dracu bă în altă parte? Mie tare mie că omul ăsta trăiește bine mersi, pe undeva pe-n Cuba, fumează trabucuri, pescuiește și râde de noi cât de prost suntem. Ia, abar noi fiind... Noi toți! În afară de mine, evident, ce eu sunt prost. Mein Führer, prefet să nu răspund. E riscant, oricum cred că pe lumea asta există și oameni mai tâmpiți decât suntem noi. Vai, domn previdente, dar ce frumos știți să cântați la acordeonul ăsta mic! Mala mujer! Te rog să ieși afară, că profanezi acest loc sacru, e una. Că mă profanezi pe mine cu prezență dumitale, e încă una. Două, lăsați că număr eu. Dar că-ți permiți să profanezi această muzică dumnezeiască, că altfel nu pot să zic, asta nu se poate ierta.
să te ierte forurile superioare mie, că eu îmi declin competență. Domn previdente, am și eu o problemă. Și pentru asta vii la mine? Du-te la Gazeta Matematică cu problemele dumitale. Fă o colegere de probleme pentru clasele 5-8, umple-te de bani, dar lasă-mă în pace. Dar nu mă lăsați! Apelez la serviciile dumneavoastră de psiholog, de analist fin al societății românești post-decembriste. Ai, lasă, zi, bagă! Ce vrei, nu mă mai aburi atât. Ce faci, vinzi castraveți grădinarului? Domn președinte, sunt disperată. Cred că am o problemă psihică. Etena, toți avem astfel de deranjamente ale democrației semiprezidențiale. Schizofrenică! Am înnebunit! Ai, lasă, mala, mujer, nu te flata. E plină lumea de nebuni.